Piața Pipera găzduiește în acest weekend salonul brânzeturilor românești. Caș proaspăt, brânză de burduf sau brânză murată cu chimen sunt doar câteva dintre felurile pe care bucureștenii și nu numai le pot degusta. Piața noastră vine în atenția publicului cu peste 50 de tipuri de brânzeturi, pornind de la brânzeturile clasice păstrate în saramură sau cașcaveaua din zona Rucului, până la brânzeturile mai noi, brânzeturile cu trufe, brânzeturile cu ardei, brânzeturile cu chimen, care sunt nou lansate pe piață de mai multe firme care vor fi prezente în acest eveniment și încercăm să oferim publicului român și străin o imagine asupra tipurilor de brânzeturi pe care țara noastră le oferă. La eveniment vor fi prezente și firme nou intrate pe piață cu produse realizate 100% natural. Suntem pe partea de delicatese cu brânzeturi din lapte de capră, dar și brânzeturi din lapte de vacă. Pe partea de lapte de capră avem brânzeturile cremoase, brânzeturile cu nucă, cu trufă neagră românească. Pe partea de vacă avem brânzeturile maturate, cremoase, iaurturile din lapte de capră și lapte de vacă. Cei care vor fi prezenți mâine la eveniment vor avea ocazia să participe la crearea celui mai mare caș. Vor fi puse la dispoziția clienților și legume, fructe, pâine, prăjituri de casă sau vinuri românești. Distracția va începe la ora 9 și se va încheia la orele 19.